Candidaturile și candidații PNL au reprezentat subiectele principale ale conferinței de presă desfășurate astăzi la sediul Organizației Liberale Giurgiuvene. Liderilor PNL de la Giurgiu le-a fost alături și copreședintele Vasile Blaga. Avem convingerea că situația județului Giurgiu poate fi îmbunătățită doar prin măsuri liberale. Avem soluții pentru multe probleme, dar pentru asta va trebui să mergem să convingem giurgiuveni. Deocamdată, prezența noastră aici este cumva centrată în jurul președintelui Vasile Blaga și evident că cele mai importante informații ați venit să le culegeți de la domnia sa. Am mai spus și repet și vreau să mai spun și astăzi că îmi doresc, așa cum giurgiuvenii cunosc foarte bine ceea ce a însemnat dezvoltarea orașului Giurgiu printr-un primar liberal, și am mare încredere în colegul nostru, domnul Nicolae Florian, că vom reuși să aducem primăria la noi acasă, la liberalii noștri. Sigur, așa cum cel puțin se prezintă situația din punct de vedere informații ce le avem noi, suntem într-o situație, zicem noi, favorabilă din punct de vedere sondaje, dar trebuie să muncim și am spus și repet și astăzi că trebuie să facem un alt mod, un alt fel de campanie. Vreau să închei cu acest lucru pe care mi-l iau ca angajament, că vom avea primar al municipiului Giurgiu, al reședinței de județ Giurgiu, pe domnul Floricel, printr-un sprijin care din ceea ce efectiv am acumulat și eu ca viață, voi încerca să transmit cât mai multe pentru ca oamenii să aibă încredere în acest om. Și cred că vom reuși, și chiar mai mult decât cred, vreau să-l conving pe domnul președinte al nostru, domnul Vasile Blaga, că este un angajament al meu ca om pentru perioada mea lungă în activitatea politică și să plece de aici, din Giurgiu, cu gândurile clare vis-a-vis de această realizare că vom avea primar al municipiului Giurgiu, la care efectiv mă angajez că voi răspunde de acest lucru. Vă mulțumesc, Dumnezeu să fie cu noi, să avem aceste rezultate. Ziua de astăzi o dedic și am dedicat-o în totalitate celor doi principali colegi ai mei, care vor fi scheletul alegerilor locale din 2016, e vorba de domnul Dumitru Beanu, candidatul nostru la președinția Consiliului Județean, și de Florian Nicolae, candidatul nostru pentru primărie. Rămân același om în umbra lor, voi fi, am fost și voi rămâne sprijinul, pilonul lor de susținere în continuare. Am spus că în aceste alegeri locale rolul și poziția mea este aceea de a fi un pion principal în echipa domniilor lor și nimic mai mult. Se pot baza pe mine în continuare, am mare încredere și sunt convins că pe 5 iunie seara primarul municipiului Giurgiu va fi domnul Florian Nicolae, iar președintele Consiliului Județean, colegul și prietenul meu, Dumitru Bean. Hristos a înviat! Mă onorează prezența domnului copreședinte Vasile Blaga la lansarea noastră a candidațiilor pentru alegerile locale în municipiul județul Giurgiu. Vreau să-l asigur pe domnul copreședinte că voi depune toate eforturile alături de echipa mea pentru a ne îndeplini obiectivul țint al nostru, și anume câștigarea fotului de primar și majoritatea consilierilor în Consiliul Local al municipiului Giurgiu. Suntem motivați, considerăm că putem să realizăm acest deziderat. Mulțumim tuturor susținătorilor și de asemenea aș dori să mulțumesc tuturor seniorilor liberali pentru încrederea acordată și pentru aprobarea listei de consilieri locali, cu care eu mă mândresc foarte mult, oameni cu expertiză, profesioniști, care și-au luat treaba în serios și să sperăm că ne vom mobiliza și vom realiza ceea ce ne propunem. Sper ca, și simbolistic vorbind, lansarea candidaților noștri de astăzi să asigure lumină pentru drumul liberal în județul Giurgiu. Doresc de asemenea ca să avem mai multă lumină, Dumnezeu să ne dea mai multă lumină când alcătuim mesajele și
programul nostru politic pentru cei doi candidați de bază, respectiv domnul Florian și domnul Beianu, pentru cele două funcții importante din județul Giurgiu, primăria și Consiliul Județean. Sper că împreună cu această echipă reîntregită să revenim acolo unde e locul liberalismului în Giurgiu, câștigarea alegerilor și conducerea activității politice din județul și orașul nostru. Trebuie să spun că vin cu bucurie, pentru că vin într-o organizație reconstruită pas cu pas, cum spunea președintele, și aș vrea și să le mulțumesc aici atât lui Gigi, domnului Ștefan, cât și domnului Băianu, că au pus tot ce a fost mai bun și am reușit să ne regăsim organizația greu încercată, mai ales după ordonanța 55 și nu numai în toți anii ăștia. Eu, după câte știu datele de la Giurgiu, am mare încredere în domnul Nicolae Florian și sunt convins că va câștiga. Și nu știu dacă era într-un tur sau dacă era în două. Așa, sunt oameni care sunt foarte respectați de către colectivitate, cum este cazul acesta, sunt și primari, nu numai peneliști, care și-au făcut datoria. Și eu nu cred că ar fi avut sau are vreo problemă domnul Bulajan la ora, dar nici dacă alegerile sunt într-o 100 de tururi. Chiar dacă suntem într-un oraș cu o populație maghiară mare, aproape 28%. Tot câștigă din 100 de tururi, dacă sunt. Deci cine și-a făcut datoria, sigur că are o șansă în plus și o șansă mare. Copreședintele Vasile Blaga a vorbit și despre ultimele evenimente din politica românească. Puteți urmări mai multe detalii în ediția specială din această seară după Jurnalul de Știri.